Chiar dacă CSM Mușcel Câmpul Lung nu are în acest moment un director sau un director interimar, obiceiul conferințelor de presă continuă. Astfel, astăzi la prânz, la sediul clubului, a fost programată conferința de presă în care doi dintre medaliații din weekend au apărut în fața jurnaliștilor mușceleni. Alături de antrenorul Anton Arghira au apărut Valentin Nica, medaliat cu aur la naționalele de lupte cadeți de la Iași, și Alexandru Boșneag, medaliat cu argint în aceeași competiție. Am încheiat prima finală la secția de lupte, finala de cadeți. Am participat cu 4 sportivi. Cu bucurie pot să vă spun că am venit cu 3 medalii, campion, prin Nica Valentina, categoria 63 de kg. Îl avem pe Boșneag Alexandru, la categoria 42 de kg, medalie de argint și vicecampion. Și din păcate, Chiorcel Claudiu, care n-a putut să vine astăzi la conferință, a luat locul 3 la categoria 50 de kg. Trebuie să ne mulțumim cu 3 medalii, este un succes și sper că și la celelalte finale să putem lua medalii mai mult decât ne-am propus. Trebuie să specific că la aceste campionate naționale nu am fost prezent. Matei Florin, secundul meu, a fost cu ei. A fost destul de greu, să zic. Am avut 3 adversari până în finală și în final am avut un meci mai greu cu un băiat de la Arad, care am câștigat în ultimele secunde. A fost greu. Am avut 2 meciuri mai grele și la al treilea a fost greu de tot. El a fost mai mare decât mine. Tu ce-ți propusesei la aceste naționale? Mi-am propus să iau, să ies campion, dar n-am putut. E supărat și cum? Nu, nu sunt supărat. Primul an am ieșit bine. În ce privește pe Boșneag, pot să spun că este primul an de cadeți. Dacă la Nica Valentin este al doilea an și ultimul an de cadeți, și de la el ne așteptam la o medalie sigură. De fapt, medalele care le-am propus au fost cei doi, la Nica și la Boșneag. El vine de la copii. De la copii, se luptă la cadeți primul an. Categoria de greutate la cadeți începe cu 42 de kg. Vreau să spun că el de curând a putut să facă 41 de kg. Deci este sub limita de greutate. La niciunul nu mă așteptam la titlu național anul acesta. Medalii, da,